Vreau să vă întreb ceva, domnul Angelescu. Asta cu tot el ne-a scos, tot el nu știu ce, cât o să mai meargă cu Moldovan? Pentru că... Nu, aici, din punctul meu de vedere, sunt chestii strict legate de ziariști. Horace Moldovan nu ne-a scos până, ne-a scos echipa națională, a apărat excepțional și a câștigat locul de titular, iar în primele trei etape a fost foarte, foarte bun. Uh-huh. Acum, să fim serioși, orice portar de la Buffon până la oricine greșește, mi se pare normal și reacția lui a fost, a spus că a greșit, dar să-l întreb dacă îl scoatem din poartă, ce prostie e asta, e portarul echipei naționale. Deci aveți încredere totală, ca să zic așa, în el, nu? Nu, ar trebui să aveți toată lumea în el. Repet, uitați-vă ce meciuri a făcut. La Național a apărat foarte bine, iar la noi în primele etape chiar a fost foarte bun. Și campionatul trecut și campionatul ăsta. Orice portar mai și greșește. Nu e normal să îl punem la zi după ce a făcut un meci prost. Adică reacția care a avut-o la interviuri vi s-a părut normală? Mi se pare normală reacția și la fel că mi se pare foarte proastă întrebarea. Nu poți, mai ales la poziția de portar, în momentul în care ai o gafă, să te întrebe dacă te gândești să-l scoți, atâta timp cât, repet, a avut niște meciuri foarte bune în ultimul timp. Da, deci asta e o aberație, numai să te gândești că poți să-l scoți din poartă, nu? Nu, o aberație nu să te gândești că poți să-l scoți din poartă, e o aberație dacă greșești odată. Mm-hmm. Fiecare jucător are concurentul lui și normal că dacă greșești de mai multe ori, de asta există rezerve. Dar, repet, Horace sezonul ăsta a apărat foarte bine și asta este. De data asta a greșit.